la o întâlnire cu scriitor, i-am citit cărțile și vreau să aflu dincolo de cărți mult mai mult pentru a înțelege o operă. Pentru că, să știți, biografia unui scriitor poate să pună în lumină mult mai ușor opera acestuia. Sigur că uneori, nu, am fost și eu cândva tânăr și întrebările pe care vreau să le pun îmi creau un relativ complex, nu cumva să râdă, pentru că am stat de vorbă de la Nichita Stănescu, la Maia Florescu, de la Ana Blandiana, la Ioan Alexandru, de la Eugen Barbu, la Mihai Fedeci. Am prins cam tot ce e scriitor important din literatura română contemporană în dialog. Și îmi venea greu să întreb. M-a salvat Nichita Stănescu. Atunci când am făcut interviul primul interviu, că am făcut cu el mai multe ani și o carte de Nichita Stănescu, mi-a zis, zice, bătrâne, întreabă-mă ce vrei, că eu tot ce vreau îți răspund. Deci, dragii mei, dacă aveți curiozitate, întrebați-mă ce vreți voi, eu tot ce vreau vă răspund. Am acest avantaj de a putea să vă spun, chiar păcălindu-vă că știu ceea ce m-ați întrebat, dar de fapt nu știu. E gluma aia când profesorul îl întreabă pe elev, ce dragă, e grea întrebarea, zice, nu vreau mai profesor, răspunsul. Deci puneți întrebări dacă simțiți nevoia să întrebați. Eu mă reștiu pe toate. Depinde de la fotbal, nu mă pricep de loc. Habar. Poate că în alte locuri mă pricep cât de cât, dar oricum în zona scrisului, poate că dialogul e folositor. Eu am stat de vorbă cu, nu exagerez, mii de elevi. Cele mai frumoase experiențe sunt cele din ultimii ani de la Brăila, unde sunt implicat în două concursuri literare, eu întream ca și Ana Blandiana. Surpriza mea extraordinară a fost că interesul copiilor pentru literatură, pentru partea de creație, dar și pentru cea de interpretare critică, este foarte mare. Eu nu sunt pe principiu, copiii noștri de astăzi nu mai citesc, sunt niște tâmpiți, niște loaze, sunt toată ziua cu tableta în mână, toată ziua cu telefon, nu știu nimic ce-i pe lumea asta, sunt acolo preiși în mirajul ecranului. E falsă problemă. Am întâlnit copii care erau și cu tableta într-o mână, dar și cu lecturile făcute la zi și la timp. La Brăila, la concursul Ion Creangă, au fost ediții la care au participat în jur de 4500 de concurenți. Cum mai putem spune noi că nu există interes pentru literatură, pentru creația literară, când am un concurs național 4500? Eu, președinte de jur, vă povestesc ce a făcut echipe, preselecție, profesori, au luat fiecare cu un braț de manuscrise și s-a făcut lectura și selecția, sigur. Să nu vă imaginați că în literatură clasamentele sunt ca la sport. Și la sport sunt false, dar în literatură este greu să faci clasamente. Dacă voi îmi spuneți dacă e mai mare Arghezi decât Barbu și dacă Barbu este mai mare decât Blaga, mă închin în fața voastră și cedez. În literatură aceste clasamente sunt inutile și inaplicabile. Nu funcționează. În fond și la urma urmei, ce e important? Că nu, Nichita este mai bun decât Sorescu sau Sorescu este mai bun decât Constanța Apuța. Nu așa se pune problema. Problema este evaluare în ceea ce a scris X, Y sau nu este valoare. Că dacă vreți așa, Ionescu e mai bun decât Popescu, dar Ionescu nu înseamnă nimic. Iar Popescu e și mai mic decât Ionescu. Deci problema este ce scrii tu, are sau nu are valoare. Și când te apuci de scris, de ce scrii? Surpriza a fost la Brăila, tot la acest concurs, fiindcă a avut o secțiune de interpretare a poeziei contemporane. Și eu am fost cobaiul pe ultimele trei cărți, la ultimele trei ediții, s-a făcut acest exercițiu de interpretare. Copii de vârsta voastră au comentat poemele mele. Surpriza a fost un absolut de proporții și trebuie să vă arăt, fiindcă pare de verosimil.
Da. În mașina, bani. Mi-am și aici. La o carte de 90 de pagini, copii ca voi au comentat într-o carte de 700 de pagini. Este uluitor. Și ce îmi dă mie încredere și speranță? Dacă în cazul unui autor canonic e ușor să meargă pe internet și să facă un copy-paste și pe urmă să croșeteze și să spună, uite, am interpretat un text, în cazul meu, neavând o astfel de sursă, copiii nu au făcut decât să fie originali. Originalitatea este foarte importantă. Altfel e ușor să fur de acolo, să fur de acolo și să lași impresia că, de fapt, tu ești autorul unei interpretări și nu altcineva. Asta este o carte 55, se numea, când am făcut 55 de ani, asta, interpretare la cartea Poeme, vers pe pereți, și aceasta, da, e tot Poeme, vers pe pereți. Vă dați seama, la o carte de 90 de pagini, cât s-a putut comenta de către voi. Ceea ce este și mai amuzant pentru mine, o secțiune a fost de traducere din poezia mea, în diverse limbi, de către elevi. M-au tradus în engleză, spaniolă, germană, franceză, romană. Dar mai mult, și a fost un amuzament extraordinar pentru mine, m-au tradus în latină. În ideea că o să nu învie romanii din morminte și o să mă citească pe mine. Dar a fost un exercițiu de cunoaștere a limbii latine formidabil. Un copil de liceu, câtă latină faceți voi? Așa, mai pesărită. O dată la două săptămâni, nu mai știu care este programa de latină. Ei, un copil care face atât de puțină latină în școală să ajungă la performanța de a traduce literar un text și un text contemporan. E mult mai dificil. Dar revin la teza pe care am enunțat-o la început. Eu cred în voi. Cred în potențialul generației voastre și cred în nevoia voastră de poezie. Poezie în sensul larg, nu neapărat în nevoia de a scrie poezie, ci în nevoia voastră de a vibra la ceea ce înseamnă frumos, la ceea ce înseamnă valoare, ce înseamnă artă. Că nu trebuie neapărat să limităm perimetrul, teritoriul. Eu sunt, de pildă, un îndrăgostit de arta plastică. A fost în sală un pictor foarte, foarte valoros din zonă. El locuiește la Târgu Ocna, Nichita Buculeț. A avut o expoziție la Târgu Mureș, pictor de esență creștină formidabil. Deci, e arta plastică. Pe urmă, ați auzit-o pe colega voastră. Și aici, nu, ne zice franțuzul la muzica Van Tout Show. Nu, muzica este regina tuturor artelor. Toate împreună nu fac decât să facă din voi diferența între maimuță și om. Apropo de diferența asta, la o oră de religie, profesoara le spunea elevilor despre Adam, despre Eva, de, nu? Și, nu, cine să zicem, Alinuța. Alinuța în ultima bancă cu mâna pe sus și sigur că doamna profesoară zice, ce-ai Alinuța? Zice, da, doamna profesoară, mama și tata spune că noi ne tragem din maimuță. Așa este Alinuța, dar astăzi nu vorbim despre familia voastră. Deci, voi trebuie să alegeți ce să fiți. Rămâneți. Se poate trăi ca și Guță și Adrian copilul minune 1000 de ani. Nu? Dar nu știu dacă voi puteți fi mulțumiți cu astfel de universul. Și atunci, ce vă rămâne? Eu fac din lozinca, nu, de sorginte comunistă, nu, a lui Lenin, învățați, învățați, învățați și spun altceva. Citiți, citiți, citiți. Pentru că am burtă, dar noi nu suntem ceea ce mâncăm, suntem ceea ce citim. Apropo de burta mea, nepoata mea de 4 ani, s-a uitat la mine, s-a învârtit și ea mai are o surioară care s-a născut în vara asta și zice, Nicu, o să ai și tu un bebe. Nu, deci nu suntem, chiar dacă ne îngreșăm la un moment dat, nu suntem ceea ce mâncăm, suntem ceea ce citim. Deci eu fac acest elogiu al lecturii și vă îndemn spre lectură, fiindcă veți vedea
ce modificări formidabile poate să producă lectura. Există o anecdotă legată de vin. Știți câte pahare de vin poate să bea un om? Nu știți, că nu veți. Unul singur. Dar știți de ce? Pentru că după ce bea un pahar de vin, vine alt om. Și acel alt om poate să mai bea un pahar de vin. Și după ce îl bea, devine alt om. Și uite așa, poate să bea până ajunge copăcel în patru rând. Eu am făcut o translare și am adus lucrurile nu în bar, ci în bibliotecă. Un om nu poate citi decât o singură carte. Fiindcă după ce citește o carte, devine alt om. Acel alt om nu poate citi decât o singură carte, pentru că după ce o citește, devine alt om. De aceea este importantă lectura. Fiecare carte face din voi un alt om și nu unul care coboară, unul care urcă. Și eu știu că voi sunteți copii deștepți, copii cu preocupări culturale, literare și de aceea am ținut să ne vedem, nu? Cum se zice, în particular. M-aș bucura să vorbesc eu mai puțin și să vă ascult și pe voi și chiar să puneți întrebări pe acest principiu, întrebați-mă ce vreți, că eu tot ce vreau vă răspund. Fiindcă atunci aș simți că există un interes particular pe ceva. Da. Anca, v-a văzut la Manila când așa ne-am întâlnit la Olimpiada Națională, da. Faza națională a Olimpiadei, ea a fost calificată la clasa 7, acum este clasa 8, a fost cucerită de vorbă, de felul în care ați vorbit. Anca, o să-l îmbrățișez pe domnul Bărciuț, că știu că stăuia e asta, dar nu îndrăzneam. Dragii mei, trebuie să vă spun o anecdotă cu un... Nu plec, asta e, că povestim aici. Un mare matematician, Grigore Moisi, era un profesor extraordinar de exigent. El nu a acceptat să facă compromisul. Și sigur că și asupra lui s-au făcut presiuni și la un moment dat un personaj important insista să îi treacă băiatul lui anul la facultate. Băiatul ăla fiind o loază, altfel. Și sigur că până la urmă n-a avut ce să facă Grigore Moisil și la examen, drăguțul de student a venit, sigur n-a știut nimica, și Grigore Moisil i-a cerut carnetul, i-a trecut 5 în carnet și a spus, vino mai aproape. Și l-a sărutat pe student, pe loază, pe frunte și a spus, du-te acasă, la măta și la tactă și spune că te-a pupat Grigore Moisil în tur, ăsta nu-i capul. Deci, eu am sărutat un cap gingaș de fată, fiindcă e un cap. Nu, ne-am cunoscut la Brăila, la faza națională a Olimpiadei de Română și să nu credeți că ajunge acolo oricine. Și în literatură este nevoie de performanță ca peste tot. Chiar dacă, repet, performanța în literatură nu are clasamente stricte, dar e nevoie de performanță. Și scrisul nu este ușor, m-a întrebat când m-am apucat de scris. Spuneam înainte o anecdotă cu o întâlnire cu niște elevi de gimnaziu și am întrebat dacă e în sală pe un elev care scrie și unul a zis, da, zice, domnul, eu scriu. Și zic, de când scrii? A, zice, de mult, de când eram mic. Deci eu scriu de când eram mic. V-aș spune o anecdotă cu mic, dar data viitoare. Am început să scriu din clasa a 6. Și am scris dintr-un impuls ciudat. Fratele meu mai mare decât mine, cu 2 ani, era și este, el e prorector Universității de Medicină din Cluj, e și mai deștept și mai frumos și are toate calitățile. E mult mai bun decât mine. Și el s-a apucat de scris. Și ce face un mezin când fratele mai mare face ceva? Încearcă să limite. Am încercat să limit ca să-i demonstrez că și eu știu să fac ceea ce face el. Și am scris așa, cum să zic, într-un impuls
elementar. Era primăvară și am închis ochii și am scris: Tu, ghiocelul mult iubit, privit și sărutat de mine a mia oară, tu, dintr-a noastră dragoste înflorit, la începutul cald de primăvară. Așa am început eu să scriu, într-o primăvară. Dar norocul meu a fost că la momentul potrivit am întâlnit oameni care să-mi arate calea, nu? Calea, adevărul și viața. Mă apucasem să citesc la Bistrița toată biblioteca județeană și am luat-o dintr-un capăt și mergeam la bibliotecă, eram elev la liceu și luam cărți cu metru. Luam un metru de carte, mi-l puneam în casă și mergeam acasă și citeam. Sigur, era o nebunie să-mi imaginez eu că voi putea citi toată biblioteca. Mi-ar fi trebuit câteva vieți. Dar un scriitor din Bistrița mi-a zis: Băi, ești nebun? Cum adică vrei să citești toată biblioteca? Se face lectură selectivă și a început să-mi spună: citește asta, citește asta, citește asta. Ceea ce, nu, la vârsta voastră, eu citeam Tolstoi, Dostoevski, Aldous Huxley, lecturi care, cum să zic, n-aveau nimic de a face cu vârsta mea, ba mai mult am făcut mare caz dintr-o lectură lui Giovanni Papini, Un om finito, un om sfârșit, m-a impresionat atât de mult, mai ales că avea un motto: aici e îngropat un om care n-a putut să devină Dumnezeu. Și, nu, vă dați seama, adolescentul din mine a scris un bilețel, am urcat în turnul Catedralei Evanghelice din Bistrița și pe bilețel l-am scris: de aici s-a înălțat la ceruri un om care n-a putut să devină Dumnezeu. Atât de puternic a fost influența lecturii din Giovanni Papini, nu, am devenit un alt om după ce am citit Un om finito. Iar acest impuls al lecturilor a întreținut placarea scrisului, fiindcă nu-ți poți îngădui să scrii cu sentimentul că cu tine începe literatura, că tu ești alfa, că la tine nu există nimic. E foarte ușor dacă vreți să scriem, nu? Ca cine vreți. Într-o grădină, lângă o culpină, zări o floare, ca o lumină. Nu? Și scrie, bă, domnule, e foarte frumos, așa este. Dar nu mai pot scrie așa. Nu? Sau, nu, îl descoperim pe Eminescu și foarte mult să te... Ce, domnule, dar scriu ca Eminescu. Foarte bine. Dar ești zero. Revin la ideea de originalitate. Deci, ca să poți să faci diferența specifică, trebuie să ai lecturi, să nu mai repeți ceea ce s-a scris și s-a scris mult mai bine decât ai putea să scrii tu. Dar tu poți să extragi din orizontul ăsta al lecturilor ceea ce ți se potrivește ție, sensibilității tale, energiei tale, dorinței tale de a comunica. Pentru că până la urmă, a scrie literatură înseamnă a fi mereu în dialog cu ceilalți. Sunt mincinoși, sunt faisei cei care spun că scriu pentru ei, pentru zărbi, dar nu interesează. Păi, Iulia, cum să scriu numai pentru tine? Atunci când scrii, oricât de intim ar fi scriptura, ea are dimensiunea perspectivei. Trebuie să scriu pentru cineva, din experiența mea, trebuie să învețe cineva în așa fel încât să fie mai mult decât mine. Până la urmă, nu. Asta este și calea spre progres, să fim mai buni decât ceilalți. Sigur, e o utopie cum să fim mai buni decât un mare scriitor intrat în canon. Dar pot să fiu mai bun față de mine însumi. Astăzi sunt mai bun decât cel care am fost ieri, mâine sunt mai bun decât cel care sunt astăzi și atunci câștigul în plan personal este formidabil. Chiar dacă nu voi reuși să urc foarte mult pe culp, unde aerul oricum este rarefiat și trebuie mască, dar oricum reușesc să străbat un traseu. De multe ori, nu neapărat a ajunge la vârf este cel mai important lucru, ci cât de frumos a fost traseul. Iar dacă acest traseu poate să fie frumos pentru voi, cu siguranță că lecturile vor fi cele care vor arăta pe ce cale trebuie să o luați. Este foarte ușor de a rămâne mulțumiți cu
puțin. E atât de comod să nu știi nimic, atunci ai sentimentul că ești foarte deștept. Când nu știi nimic, ești cel mai bun. Pe măsură ce începi să știi câte ceva, îți dai seama cât de puțin știi și cât ar trebui să știi. Da? Îți dai seama, mi-ai pus o mică întrebare și eu ce fac. Da. Îți mulțumesc. Nu știu dacă răspunsul te-a satisfăcut, dar am încercat să-l tatonez, să-ți sugerez că orice vârstă este potrivită pentru a începe să scrii literatură. Și avem atâtea exemple. De la cine? Să luăm de la Labiș, care chiar a scris din fragedă pruncie, dar sărim la Argezi și nu, a debutat la 47 de ani. Sigur, nu toți au avut șansa să trăiască 80 și de ani. Nu, Nichita a murit la 50. Argezi a murit în 67. Cine? Argezi. În 67 a murit, dar în 80 s-a născut. Deci el a avut șansa unei longevități formidabile. Dar ideea este că orice vârstă este potrivită începutului comunicării prin creație, prin literatură. Sigur, aceasta este vârsta cea mai potrivită, pentru că acum toată lumea este a voastră. Orice este posibil. Pe măsură ce trece vremea, se mai taie din entuziasm, se mai taie din vise. Dar nu, îmi amintesc un catren scris în închisoare de un sfânt al închisorilor, învins, nu ești atunci când sângeri, nici ochi când în lacrimi țis, adevăratele frânge sunt renunțările la vis. Dragii mei, n-aveți voie să renunțați la vis. Da. Altă întrebare? Întrebarea este pertinentă și este firească. Eu sunt alt fel de scriitor. Unii sunt trudnici. Și vă dau un exemplu formidabil. Rebrea, în 1940, scrisese Ion Răscu la Pădurea Spânzuraților, seria de novele. Era un mare scriitor și scrie în jurnalul lui. Era la Valea Mare, unde avea o proprietate. Scrie în jurnal. Am stat toată noaptea în fața acolo albe de hârtie, n-am scris niciun rând. Deci există o trudă a scrisului. Steinhardt i-ar fi zis boierie. În cazul meu, nu scriu decât atunci când se revarsă paharul. Deci scriu atunci când nu simt, cum s-a întâmplat la Chișinău, că cineva mă pune să scriu. Deci eu sunt mâna altcuiva care transcrie ceea ce vine de dincolo. Adică sunt spontan. Scriu oricând, oriunde, pe orice. Am scris și pe bilete de tren, am scris și pe bilete de autobuz, am scris și pe șervețele de masă, am scris și pe farfuria restaurant, fiindcă nu aveam pe ce scrie, și am luat farfuria și am dus-o acasă. După ce am transcris, am restituit. Deci, există diverse formule de a te manifesta literar. Sigur, acum ți-ai pus tableta în buzunar, ai scos-o și ai rezolvat lucrurile. Dar există o diferență mare între dactilografia, fie pe computer, fie pe tabletă, fie nu știu pe ce, și a scrie de mână. Diferența ți-o dă ritmul scrierii. Deci, când fluxul inspirației, al gândirii are o anumită intensitate și mâna este mai puturoasă decât gândul, atunci s-ar putea să pierzi din frumusețea, din magia momentului.
dacă reușești să intri în acest ritm, atunci e ok. Eu de aceea poezie rare ori am scris din prima pe calculator. Am scris, pe orice și apoi am transcris. Am texte prin toate cărțile, unde m-a apucat scris, acolo a rămas. Nu o să vină cineva și o să le descopere acele manuscrise. Pe de altă parte, eu fac un elogiu al scrisului de mână, pentru că scrisul de mână dă și măsura personalității tale. Unul scrie urât, altul scrie mărunt, altul face, să zic, linii artistice, nu? Tu știi mai bine ce înseamnă să porți linia și punctul și să lucrezi cu ele. Ai altă vibrație atunci când utilizezi mâna ca instrument de scris, dar nu e o regulă. Deci nicio rețetă ideală. Fiecare scrie după cum simte el nevoia să o facă. Sigur, poezia își are regimul ei, proza e altceva. Realizam în 1979 un interviu cu un romancier valoros, Eugen Ricard, și l-am întrebat care este condiția esențială pentru un prozator. O să râdeți. Un prozator trebuie să aibă puterea să stea 8 ceasuri pe fund, fiindcă a te apuca să scrii proză când ți-ai conturat o narațiune, ai gândit niște personale, îți ia timp. O pagină de poezie scrie așa, o scripire, dar 500 de pagini de proză trebuie să ai energia, puterea, să poți să stai pe un scaun și să cuceți. Sigur, comprind cât pot, pentru că știu că la un moment dat povestea cu beculețul lui Pavlov, cred că o știu copiii. Nu, se aprinde beculețul, se aprinde și papă. Eu nu vreau să vă răpesc partea voastră de seară, dar dacă sunt întrebări, eu am toată disponibilitatea și tot dragul să aștept și altfel. Și nu mai mulțumesc. Da. Ce răspuns ați răspuns la întrebarea ce vei face când vei fi mare? Tatăl meu era plecat la Cluj la o școală de partid. Pe vremea aceea se făceau astfel de școli. Primul meu răspuns la întrebarea ce vrei să te faci când vei fi mare a fost vreau să mă fac partid. Fiindcă nu știam ce e la partid și dacă taică-miu era la școala de partid, însemna că și eu trebuie să mă fac ca taică-miu, deci partid. A fost prima mea aspirație. Sigur că lucrurile s-au limpezit. Nu, eram un copil de grădiniță când am visat să devin partid. Când m-am mai limpezit, n-am mai visat să fiu partid. Mi-a ajuns să fiu eu însumi. Poftiți! Că și de aici se poate copia. Este un colegă de-a mea. Da. Aveți curaj. Doamna profesoară, vă rugăm aici că urmează să răspundeți la întrebări. Copiii au catalogul adus cu ei. De-abia așteaptă să vedea. Da, deci asta am vrut eu să fiu. Dar vă spun, a fi scriitor este o mare șansă. Măcar o clipă, atunci când scrii, deci când ești creator, te poți simți că ești din neamul lui Dumnezeu. Creezi și tu lumea. Și e un sentiment formidabil. Acesta să poți să te simți un pic aproape de Dumnezeu. Pentru mine scrisul, în esență, este rugăciune. Atunci când scriu ca și cum m-aș ruga. Pentru că fiecare rugăciune își păstrează o dimensiune formidabilă. Nu-ți mai vine, devine sacră. Textul rugăciunii, nu,
prin el însuși este sacru, dar sporește în sacralitate și de aceea pentru mine scrisul are și această dimensiune a rugăciunii. Și când te rogi, ce faci? Stai de vorbă cu Dumnezeu. Da. Cine a mai văzut o mână pe sus? Doamna profesoară? Da. N-am înțeles. Aveți vreun vis în care nu s-a împlinit? Oh, 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 un vis? O căruță de vise. Da, da. E prea puțin o viață de om ca să... să-ți vezi visele devenind realitate. Important e nu să visezi foarte mult, ci să începi să faci selecție. Fiindcă nu pot visa să fiu acum unde vreți, în Arabia Saudită și să vorbesc arabă. Nu. Și povestea cu visele e o chestiune de gestiune. Și de multe ori este această vorbă pe care o știți și voi. Aveți grijă ce visați, fiindcă s-ar putea să vi se îndeplinească. Da, zi. Tu. Deci mă uit la tine și mă inspir. Orice. La Cluj era un redat, un șef mare cruzator, dramaturg, chiar și poet, Dere Popescu. Când mergea cât un tânăr prozator ca să-și arate cât e de mare prozator, făcea de multe ori cât un exercițiu de gen. Punea un scaun pe masă și spunea, scrie despre scaun. Deci a fi scriitor înseamnă a încerca să scrii despre orice, orice te poate inspira. Te uiți la un fir de praf și dacă nu ești în stare să scrii despre acel fir de praf, înseamnă că trebuie să te lași de scris. Orice în ce este în ființa noastră și în largul de dincolo de ea, e temă literară sau temă de creație. Da, mai aveați o întrebare, doamnă profesor? Și așa nu mi-a spus nicio. Urmează. Da. Urmează, dar îi las pe copii. Deci eu sunt un mehanic, citesc o zi foarte mult. Nu cred că trece o zi în care să nu citesc poezie. Nu am un orizont limitativ, să zic. Eu nu mai citesc decât anume scriitor. Sunt foarte interesat de ceea ce scriu copiii. Sunt foarte interesat de ce scriu cei care deja au o operă deja bine așezată. Sigur că am lecturile mele preferate și am scriitorii care îmi sunt foarte dragi și la care mă întorc ca la izvor. Simt nevoia din când în când să citesc anume poeți și anume poeme și când nu am de unde citi, fac ceea ce am făcut și în seara asta. Îmi spun mie însumi din alți scriitori poeme. Fiindcă nu poți tot timpul să citești. Eu, de pildă, pe mașină, cam circul singur și ca să nu fie urât, îmi spun poezii. Câteodată îmi cânt, dar eu cântând grozitor de fază. Nu sunt pe aici copaci, că cădea toate frunzele când m-ar auzi cântând. Dar sunt un mare consumator de muzică. Și muzica cred că e o sursă în plus pentru mine atunci când scriu. Am încercat, am fost la un metoc al unui mănăstiri din județul Alba, de la Oașa, și am făcut ceea ce n-am făcut în viața mea. Am avut o întâlnire cu studenți care erau acolo la metoc, studenți de la diverse discipline, studenți de toată țara, și după o întâlnire de 3 ore și ceva, au început să cânte. Au cântat extraordinar. Toată ființa mea a vibrat în ritmurile muzicii psaltice pe care ei mi-au cântat-o. Și atunci am făcut ceea ce n-am făcut niciodată. Am cântat și eu. Să știți că n-am cântat chiar prost. Dar versurile erau atât de frumoase și îmi sunt atât de dragi. De multe ori sunt piese din repertoriul lui Grigore Leșe, e unul dintre
cei pe care îi iubesc până în adâncul ființei muzicilor, un poem tulburător. Ascultați-l. Nu-i lumină nicărinți, că murit dă-ți omul. Numai la mândruța mea arde lampa ca și-o ste, o gândit că-i mer la el. Și atât o mere noapte până mă-i târni cu o moarte și mă pune în copârșeu la un loc cu Dumnezeu. Copârșeu cu scânduri late unde moartea nu străbate. Copârșeu cu scânduri rude unde moartea nu pătrunde și dragostea nu răspunde. Păi să tot fiți scriitor anonim. Nu? Deși din punctul meu de vedere, nu există poezia anonimă. Autorul ei este anonim. Ea a fost scrisă la un moment dat de cineva, ca apoi, nu, din gură în gură, poezia, sunt câteva sute de variante ale Măguriței, să se multiplice textele, așa cum, de pildă, am lucrat 15 ani în televiziunea română, la știri, și am făcut un reportaj, un interviu cu un pușcăriaș, preot, fost pușcăriaș, care a fost coleg de celulă cu Nichifor Crainic. Și acest preot, Filaret Gămălău, era din câmpul moldovenesc, deloc, a avut o experiență formidabilă într-o noapte, în pușcăria aia comunistă, fără nimic, nu, gratis peste tot. Nichifor Crainic i-a zis, mă, Filaret, am scris un poem. Am scris, vă dați seama, în pușcăria comunistă puteau să scrie pe talpa încălțămintei sau pe perete și să șteargă, nu aveau cum să scrie. A scris așa în mintea lui și el a spus acel poem într-o seară de ajun de Crăciun lui Filaret Gămălău și a doua zi l-a întrebat, nu, Filaret, mai ții minte ce ți-am spus eu aseară? Și Filaret i-a reprodus poemul pe care el a spus cu o seară înainte Nichifor Crainic și apoi Filaret Gămălău, în acel interviu pe care l-am făcut cu el, există martorul, nu, caseta pe care am filmat-o, mi-a spus 37 de poeme pe care, spunea el, mi le-a dictat Nichifor Crainic, fiindcă avea o memorie formidabilă. Deci, a existat și acest mod de a scrie pe un petec. De ce? De aceea eu nu cred că există texte anonime, ci autorul lor nu este cunoscut. Mi se pare mai proprie formularea să nu cunoaștem autorul acelor versuri, dar ele au un autor. Și multe dintre poemele astea scrise de autori anonimi, nu? Deci autori necunoscuți, sunt absolut geniale. E ciudă pe ei. Da, doamna profesoară, înțeles că sunteți o profesoară foarte bună și iubită. Ce ne spuneți? Mulțumesc pentru că, vă mulțumesc pentru că m-ați ajutat să conștientizez nevoia de poezie care ar putea fi adăugată în acea piramidă a nevoilor relaționale, care este pusă în legătură cu cealaltă piramidă a nevoilor umane, de la psihologia umanistă face. Și mă gândeam că emoția estetică este cea care ne apropie sau ne distanțează în relații sau s-ar putea chiar să ne dispartă pentru totdeauna. Și reflectam apoi cât de important este să putem să hrănim în noi această nevoie de poezie, să învățăm cum putem să ne împlinim într-un mod sănătos nevoia de poezie și cum, pentru că în felul acesta ne conectăm la acele valori, la acel sistem de valori care stă la baza universalității culturii și face ca ea să reziste probei timpului și tocmai prin asta își demonstrează valoarea. Important este să citiți. Este atât de ușor. Eminescu, da, cel mai mare poet, luceafărul poeziei, omul de plin. Sunt atâtea formule standard în spatele cărora se ascunde foarte multă neștiință de text. Deci, poezia trebuie citită. Este formidabil, Nichita, când ne îndeamnă să ne îndrăgostim de Eminescu sărutându-i versul, iar nu slăvindu-l de neînțeles, căci ce-a fost el n-a fost teres și sărutare de pământ,
mi-fuse mersul, să punem între vii, căci este vin, bolnav de frumusețea mamei mele, de cerurile ce nasc numai stele, de ierburi ce cuprind nisipul în pustiu. Să-l întrebăm pe Eminescu dacă doarme bine în patul inimilor noastre și dacă vinul sângelui are vechime și dacă mările îi sunt albastre și dacă peștii-s umbra stelelor cu coadă și coada umbrei plopilor înalți ne-a adunat pe noi ceilalți în jurul verbului curat, rostit de el și murmurat de noi, de noi ai lui, de el al nostru. Deci asta este esența, să ne întoarcem la lecture, la poezie, parcurgând-o și parcurgând-o nu la mod epidermic. Poezia lui Eminescu a căzut, cum să zic, într-o capcană periculoasă. Ea a fost pusă pe muzică, e adevărat, toată poezia pusă pe muzica lui Păunescu, a lui Eminescu a devenit extraordinar de populară. Dar, nu, romanțele extraordinare pe versuri de Eminescu, însă acesta e doar un strat epidermic de suprafață. Eminescu trebuie recitit până când intri în esența lui. Și nu doar Eminescu, în general, un text la prima lectură e, cum să zic, ca o primă tură de teren. Ca să poți să participi la maraton, faci mai multe ture. Altfel, capătul este mult mai aproape decât cei 43 de kilometri sau câți ori fi ai maratonul. Îmi amintesc un alt text care mi este drag, legat tot de cât de important, dar nu, n-a scăpat așa, cât de important este Eminescu după o lecție pe care ne-o dă Grigore Vieru. Știu, cândva în miez de noapte, ori la sfințit de soare, stinge-mi sorochii mie tot deasupra cărții sale. Voi ajunge atunci, poate, la mijlocul ei aproape, ci să nu închideți cartea ca perecile în plioape, să o lăsați așa deschisă, ca băiatul meu ori fata să o citească mai departe ce n-a zbândit nici tata. Și de nor să auză dânsii astrăvechii slove buciul, așezați-mi o ca pernă cu toți codrii ei în zbuciul. Grigore Vieru, care este un poet extraordinar de profund, a fost la Târgu Mureș și a scris, din punctul meu de vedere, cele mai frumoase versuri despre Transilvania. Nimeni n-a definit ca el Transilvania mai frumos. Aici se păstrează în toate urmele lui Dumnezeu. Aici fratele e pururea frate la ușor și la greu. Aici e familia sfântă, ne uitați cei din mormânt, aici de iubire se cântă și totu-i legământ. Transilvania, Transilvania, vatră caldă, luminoasă, Calitania, Calitania, destrăveche și frumoasă. Ce ziceți, doamna profesoară? Căutam să înțeleg sensul legăturilor, v-am înțeles prin felul în care ne-ați mediat, într-adevăr, medierea se face la suprafață, este nevoia de cultură, este atât de mare și atunci este felul în care oamenii de cultură pot să se apropie, dar nu pot să pătrundă în adâncime, în profunzimea spiritului și în inima nimănui. Doar din interior ne putem deschide dacă vrem să facem loc poeziei în inima noastră. Ea ne poate fi mediată, dar nici de cum nu ne poate fi impusă. Da, impusă, ca să mă gândesc la Daniel Penac, care spunea că a citi și verb și a iubi nu sunt verbe la imperativ. Vreau să spun ceva și cred că mi-a scăpat ceea ce vreau eu să spun legat de lectură și de cum se ajunge la poezie. Ca să poți să vorbești sau să scrii, că de vorbit poți vorbi fără să cunoști alfabetul. Înveți alfabetul.
Deci e greu să scrii dacă n-ai învățat alfabetul. Ca să înțelegi muzica, trebuie să înveți alfabetul muzicii. Ca să înțelegi arta plastică, trebuie să înveți alfabetul artei plastice. Altfel, rămâi sărac, fiindcă mesajul tău nu e receptat la înălțimea la care a fost transmis. De aceea, fără a învăța alfabetul, nu se poate ajunge la esență, decât la epidermă, ceea ce nu e chiar foarte rău, dar nu unde a ajuns. E bine pentru că celulele corpului nostru, de fapt, în epidermă, sunt la de contact inteligența și nu neapărat un nucleu. Da, dar trebuie să strimule și da. Carnea pe tine. Da, pentru asta, la da. Tingere, că altfel... Trebuie să avem în noi acel duh care ne însuflețește, care însuflețește luptul, cum se spune, și face din noi să fim un aluat bun sau o stofă bună, ca să medieze alte expresii din popor. Calitatea fiecărui om este dată de felul în care știe să-și pună în valoare până la urmă stofa. Orice stofă e bună dacă e în contextul potrivit și în forma potrivită. Și mi-a plăcut Nichita Stănescu, care spunea că o formă perfectă poate să atragă un conținut perfect și la fel un conținut perfect poate să atragă o formă perfectă. Și am ieșit din acea teorie a formei fără fond al lui Titu Maiorescu, pardon, și poate am înțelege altfel în prezent împrumuturile care se fac pe un fond cultural și în care nu își găsesc pur și simplu felul de integrare, astfel încât să pătrundă și în profunzimea spiritului sau emoțiilor noastre. Și de asta rămân la suprafață. Sunt niște forme de lume. Ce le recomandați elevilor dumneavoastră să citească? Nici nu le-aș recomanda să citească, pentru că am învățat în timp, sunt 20 de ani de când lucrez în învățământ, am învățat că pot doar să le vorbesc despre, așa cum ne-ați făcut minunat în această seară, despre propria noastră plăcere de a citi și de a ne regăsi în lecturile pe care le facem cu ochi diferiți de la o vârstă la alta și de la un moment, de la un anotimp al lor. La altul al vieții noastre. Eu așa am descoperit cuvântul în necuvânt și am învățat că a fi prezent aici și acum și a fi conștient de percepția ta în contextul în care ești, și asta duce la senzație, percepție și senzație, punând cadrul contextual, poate să ne permită să pur și simplu să trecem prin, ca o fantă de lumină, prin, și aici mă gândesc la stampele japoneze, cum se punea cadrul, pentru ca să treacă viața. Ce este lectura? Dacă vreți, pentru mine e o formă de viață, e o formă în care eu descoper în mine alte forme de viață. În rest, nu am o definiție, nu vreau să o iau din cărți și asta fac cu elevii mei, știu că nu vorbesc din cărți. Unii da. Da, am avut și elevi care scriau și m-am bucurat să aflu de la părinții lor, că deși au fost îndreptați spre studii juridice, au renunțat prin anul 2 și s-au întors tot la... S-au întors, s-au întors și mă bucur să am prieteni care, deși au făcut avocatură și au profesat o perioadă, s-au întors la psihologie, fac comunicare și au deschis o editură și se bucură de lumea cărților. Cam asta... Cum să zic? Da. Nu, deci chiar nu, nici nu mai dau lecturi, nu recomandă lecturi. Eu le spun profesorilor mereu, dar așa cu amenințare, să nu le mai dea copiilor lecturi obligatorii, să le dea lecturi suplimentare. Păi când te duci tu la crâșmă și vine chelul, zice, să vă dau un supliment de ceva, zici da, dar dacă zice, vă oblig să mai mâncați și un supliment, nu e așa că totuși nu-l mâncați, că v-au obligat. E un mecanism foarte interesant între supliment și obligație. Și atunci, dacă îi dai elevului lecturi obligatorii de vacanță, ai feștit-o. Creadă doamna profesoră, mă obligă ea să citesc. O nuanță diferită poate să schimbe
atitudine. Deci compuneri nu mai dau cu temă. Chiar înainte de a veni în seara aceasta la lansare, un elev care e interesat de franceză mi-a spus, dar pe ce temă să scriu pentru data viitoare? Pentru că vrea să lucreze suplimentar, apropo. Și am spus, scrie așa cum simți, nu contează, după aia vei vedea cum ți se aranjează ideile, cum vrei să le argumentezi. Deocamdată lasă să vezi ce curge din tine, ce gânduri îți vin. Și e felul în care am descoperit în 20 de ani de învățământ că putem mult mai bine să-i atragem pe elevi spre școală și să construim o relație frumoasă cu ei, decât mergând pe șabloanele, canoanele vedeți cât avem formale. De povesti. Sigur că eu îmi pun întrebarea firească, mai rezistați? Au fost întâlniri literare la care m-am dus un pic mai repede și în sală câțiva și sigur că e precar să te duci și la întâlniri literare și sala să nu aibă public. Și am făcut un lucru ciudat. Pe scaunele goale am pus câte o carte de-a mea. Și atunci am zis, dacă nu o veni nimeni să le ia, fiindcă am făcut acest joc, cine vine ia cartea, o să le vorbesc cărților mele. Nu trebuie nici noi să exagerăm, deși noi suntem de ăștia de nu ne mai știm opri. Nu știu, doamna profesoară, spuneți-ne când să ne oprim, că altfel nu problema noastră e, problema e că nu poate copiii vor în seara asta și discotecă, ce mai fac discoteci. Sau ce știu, mai au alte priorități pe agenda. Copiii mei nu merg la discotecă, copiii mei merg la biblioteci, frecventează biblioteci. Da, nici nu vreau să exagerăm, repet, nu rezistența noastră la micro, ci bunul simț să nu exagerăm, că orice e mult stricat. Deși plăcerea este de partea asta. Asta te mai venim și altfel. Mulțumesc, doamne director, care a apărut în sală, colega mea de facultate. Mulțumesc televiziunii literare. Este nemaipomenit, este singura televiziune din țara asta care se numește televiziune literară și am descoperit-o ca pe o minune a lumii, alături de această bibliotecă. Nu se putea să nu existe și o televiziune literară la Onești. Nu, zic americanii mereu, că Dumnezeu să binecuvânteze America, dar Dumnezeu văd că a binecuvântat foarte bine Oneștiul. Să fiți și voi binecuvântați!